Uitați de fântâna tinereții, soluția împotriva îmbătrânirii există. Americanii o prezintă. Este vorba despre un program strict de nutriție numit Project Blueprint, care include o dietă specială și peste 100 de suplimente zilnice. Inițiativa îi aparține unui antreprenor milionar în tehnologie, Brian Johnson. Programul de nutriție a fost construit pe mai mult de 1000 de studii clinice și costă mai puțin decât mâncarea fast food. Mai exact, $343 pentru 30 de zile. Ce conține pachetul? Un amestec de băuturi, proteine, 8 pastile, ulei de șarpe și 67 de terapii puternice. Este al doilea ca eficiență după laptele matern, spune Johnson într-o postare pe X, fostul Twitter. Brian Johnson recomandă să înlocuim 400 de calorii din dieta curentă cu programul Blueprint, care nu este menit să înlocuiască complet mesele, ci să suplimenteze deficiențele. Proiectul nu se rezumă doar la pachetul de nutriție, pentru că mai include și monitorizări medicale, terapii și exerciții fizice. Fostul director executiv din Silicon Valley este cunoscut pentru obsesia pentru tratamentele anti-îmbătrânire și spune că a întinerit 5 ani cu ajutorul tratamentului. Eu merg pe ce spunea mai devreme invitatul nostru de astăzi, Andrei Roșu. Secretul tinereții este mai aproape de noi decât considerăm. Și aici mă refer la a mânca din toate, chiar dacă el este cu veganismul, eu sunt cu de toate, așa că susțin să mâncăm din toate, câte puțin să mâncăm, să avem... Sunt multe toate. Da, dar câte puțin și să mâncăm ce ne face bine, nu ce ne face rău, să dormim suficient, să bem apă, să ne hidratăm, să facem sport în fiecare zi, câte puțin și ăla, dar să-l facem să nu levităm, să avem parte... De ce? E frumos și să levitezi. Să fim înconjurați de oameni cu energie bună, uite cum mă faci tu pe mine să râd acum, să ne bucurăm, să nu ne stresăm și lucrurile astea vin de la sine. Adică e mai aproape de noi decât să bem lapte matern. Mai știu eu un caz. Când eram mic eu beam lapte matern. Nu, când erai mic. Știu un caz acum mari, da, din America, o mireasă și-a surprins mirele în ziua anunții. Sugea de la sânul mamei, în ziua anunții 30 și ceva de ani. Da, nu l-a încercat, iar femeia îl hrănea în mod constant. Bun, deci nu asta este varianta. Bine să de asta și ce am spus mai devreme. Știi ce? Uite, acum că mi-ai spus și de asta care la 35 de ani făcea ce spui tu că făcea în ziua anunții, și de asta de goană după o tinerețe care, până la urmă, este relaționată de oboseală anumitor organe și celule din corp, da? Ce e important totuși, cred că e și asta, să ne uităm și să ne trăim viața, să ne trăim fiecare vârstă la momentul ei. Da? Pentru că sunt tot felul de, uite, vorbeai, imagini domn libidinoși prin cârcium, prin cluburi. Da? Nu sunt de acord după cu tine aici. Păi știu, dar după ce termin poate ești de acord. Sunt nepotriviți, știi? Sau doamne care... Dar cei n-au mai avut voie să iasă la restaurant sau cum, că au o anumită vârstă? N-am înțeles. Evident că nu mă refeream la asta, dar mă aștept să o prins până la urmă. Da? Adică să nu aibă o activitate în care ei se regăsesc. Aoleu, că mănâncă, iau cina la restaurant, nu se regăsesc, nu? Ei să nu mai mănânce, stați acasă, n-auzi știi ce hofi. Evident că nu la asta mă refeream, mă refeream la mersul în club. Am și zis de două ori, dacă vreți zic. Dar și în club, și în club ce are? Păi când mergi să mănâncă, nu? Păi și în club mănânci, da. Îți dau câteva după emisiunea, da. Să nu zic că le fac lucruri, reclamă. Da, poți să faci. Sunt lucruri pe care este bine să le faci la momentele tale și la momentele vârstei tale și să te simți bine atunci când le faci. Că mă refer și invers. Sunt anumiți oameni... Se simt bine când fac, da, ies. Poate da sau poate doar vând imaginea că se simt bine. Ia uite ce aș putea să fac. Și nu zic și domn și doamne, bineînțeles că nu mă referam. Când nu se simt bine că fac ceva, știi? Dar fac pentru că, domnule, face și ăla, face și ăla. Când porți, când duci această modă, ei, hai mă să fac și eu că este la modă. Și nu ți se potrivește. Și nu mă refer, atenție, nu doar la cei trecuți de o anumită vârstă, cei neajunși la o anumită vârstă. Dar sunt tot felul de copii sau adolescenți care se grăbesc să fie ei adulții, să facă, hai să ne portăm ca adulți. Lucrurile trebuie făcute la momentul lor, pentru că e important să-ți treci până la urmă și nebunile la momentul lor și nu să fii nevoit să le faci mai târziu, când nu se mai potrivește. Sunt unele lucruri pe care regret. Nu putem să le facem la momentul lor, din diverse motive. Orică nu suntem lăsați, orică nu avem mintea să le facem, orică nu avem finanțele să le facem și vrem să le facem la un moment dat. Și eu cred că atât timp cât cineva este asumat în ceea ce își face, că iese în club la vârsta de 60 de ani sau că nu iese în club la vârsta de 20 de ani, este fix alegerea fiecăruia. Atât timp cât eu nu-ți încalc ție libertatea și nu te deranjez pe tine, ci și eu mă bucur, nu văd nicio problemă. În Mihaela, schimb, ai punctat ceva. Stai că dădeam dreptate cu ceva. Stai. Sărbătoare, atenție. Ai puțină răbdare. În schimb, sunt de acord cu tine când spui că dacă nu mă simt bine, am în cap
un fotbalist, da? Care nu mai poate, nu ești singura. după anumită vârstă, nu mai poate să alerge, nu mai poate să dea același randament pe care îl dădea la 20-25 de ani. La 35 de ani își agață ghetele în cui, pași la revedere, se face ori mecanic auto, ori... mecanic auto și știu mulți taximetrist, ori antrenor, da? Bun, acolo da, dacă nu mai poți, nu mai poți și ți-asumi asta. Dar vorbim în continuare exact ce am spus despre asumare. Eu ce spuneam și vreau să termin o dată pentru toată, dar ascultă-mi, Mihaela, că dacă mă asculți, vine mesajul, dar tu nu asculți asta chestia, tu contrazici înainte să termin fraza asta, uitați-vă la ea cum râde, dar e despre ea în toată discuția asta, da? Cei care fac o chestie, da, un ieșit în club, nenatural, nesimțindu-se natural, eu la asta mă refeream, știi că nici nu vând imaginea aia pe care ei speră să o vândă și nici nu se simt bine, ăsta este singurul lucru la care mă refer, lasă-mă în pace. Marcela, salvează-mă, ascultă-l tu pe Hopi, locul meu. No, hai să ne întoarcem la frumusețe, la secretul. Totuși, frumusețe. Venim la tine că ești la Paris, se vede și acolo turnul Eiffel. La Paris, toate brandurile de lux care pornesc din Paris, majoritatea dintre ele, au înființat acum și linii cosmetice, linii de beauty. De acolo, chiar dacă mulți nu sunt de acord cu asta, de acolo se dă ora exactă în ceea ce privește frumusețea facială. Da, și nu numai, poate și viața sănătoasă și viața lungă, pentru că în Franța, de exemplu, speranța de viață este cea mai îndelungată. În Europa, nu spun în lume, că în lume speranța mai moare zone... ultima în Franța, da, acum ne dăm seama. Da. Deci se trăiește mult, se trăiește destul de sănătos, chiar avem o problemă din cauza asta, că ne e greu să plătim pensiile celor care sunt acum la pensie, sunt foarte mulți. Însă în ceea ce privește tinerețea, mie mi se pare că ei îmbătrânesc brusc și asta mă face să mă gândesc la o chestiune de genetică până la urmă. Adică aici ai tot ce vrei și în ceea ce privește cosmetica, suplimentele alimentare, medicinele alternative sau complementare, tot felul de sfaturi, de igienă, de hrană sănătoasă, de toată lumea face sport. Deci se trăiește mai mult, se trăiește destul de sănătos, mai sănătos decât în altă parte. Medicina de asemenea e foarte bună, însă nu știu cum se întâmplă, dar francezii parcă îmbătrânesc brusc și de la o vârstă incertă, n-aș putea să spun precis care, pur și simplu se stafidesc. Deci cred că e totuși o chestiune de genetică. Pe de altă parte, ca să mă refer la discuția pe care ați avut-o voi, poate că nu e bine să ne jucăm cu natura. Am avut o revistă la un moment dat despre terapiile complementare și știu că există un laborator în Belgia care promite cam același lucru, fel de tinerețe fără bătrânețe, cu tot felul de cocktailuri de hormonale. Nu cred că asta rezolvă ceva. Cred, Mihail, așa cum spuneai, viața sănătoasă și echilibrată, ca să te ajute să îmbătrânești sănătos, că de îmbătrânit o să îmbătrânești oricum. Și cum spuneai, Hovi, ca să fiu și eu ca Solomon și să vă dau dreptate ambilor, trebuie să corespunzi vârstei pe care o ai dacă nu vrei să fii ridicol. Adică trebuie totuși la un moment dat, eu nu mă văd, de exemplu, mergând într-o discotecă acum, dar pentru nimic în lume, că sunt unele activități care nici nu-ți mai aduc satisfacție după ce ai trecut prin viață și ai trăit suficient de mult. Nu știu, poate e mai important să, nu știu, să citești o carte bună sau să te duci la un spectacol decât să te duci să te buți într-o discotecă, să mă scuze tinerii care sunt mari amatori de dans. Nu vorbim de amatori, vorbim doar de profesioniști. Dans aici, cu balans la tine, Andrei. Ce mâncăm să ne menținem tineri? Și aici mă refer la alimente pe care le-am cam uitat. Am uitat de ele, dar sunt foarte bune pentru noi. Ai uitat paragaza, aia e problema. Alea nu le mai mănânci. Știi că știu proiectul Brian Johnson de Project Blueprint. Chiar și snake oil-ul, de fapt, este, pe care am văzut acel ulei de șarpe, de fapt e ulei de măslin extra virgin. Da, și l-au numit e snake oil. Dieta lui este 99,9% bazată pe plante și mai are niște suplimente. Acolo e de discutat ce efect au anti-aging, dar testele medicale pe care le face, ele arată într-adevăr că telomerii s-au lungit, deci toți parametrii de sănătate și de longevitate arată bine. Dar ce cred eu că până să ajungem la... Asta este un fine tuning, adică dacă le-ai făcut pe toate și zici, bă, parcă ar mai merge, n-aș începe neapărat cu ce e acolo, știi? Adică zic, ok, mănânci
junk food toată ziua și asta să iau niște snake oil de la Bine, asta. E de menționat că nu trebuie să luăm de bun ce propune milionarul american Brian Johnson, da? Trebuie să mergem la medic, să ne sfătuim, să ne verificăm analizele, apoi să bem acest ulei de măsline snake oil sau Da, în general în toate în cele 5 blue zones de pe planetă, zonele care au cel mai mulți centenari, în Costa Rica, în Japonia, în Grecia, în Italia și mai știu pe unde, mai este în America, într-o zonă unde martorii Jehova acolo, în cele 5 zone, oamenii au dieta asta bazată pe plante, în principal. De asemenea, fac multă mișcare în mod natural, neapărat că participă la maratoane, dar stilul lor de viață e de așa natură încât se ridică, merg până acolo. De asemenea, restricție calorică, adică ei consumă mai puține calorii în fiecare zi, neapărat postesc, dar își pun în farfurie, nu... N-au farfurii uriașe, ci farfurii mici. Măi, și asemenea, masa mai mică, pe da, sunt implicați în comunitate. Ei au farfurii de alea de la ceșcuțele de cafea. Da, da. Da, pentru că, într-adevăr, nu vezi bătrâni obezi. Adică nu sunt special la 90-100 de ani. Dar, în general, cu cât ești mai mare, asta e la orice mamifer. În cadrul speciei respective și la câini. Fiecare kilogram în plus înseamnă 2 luni de viață minus. Chiar în cadrul aceleiași rase. Deci dacă ai un golden retriever, de exemplu, de 35 de kg și unul de 45, cel de 35 va trăi mai mult decât cel de 45. Pur și așa și la oameni. Adică n-ai nevoie de nu știu câte kilograme. Bine, dacă vrei să exprimi, nu știu, bunăstare sau mai degrabă o exprimi altfel decât prin o burtă. Ai numit și zonele, da, blue zones din lume unde se trăiește mult și doar... Nu doar că trăiește... în America te referi la zona Ohio, acolo unde sunt acei amici. Nu știu cum se cheamă exact, e și un serial acum, mă rog, pe... Dar să ne îndepărtăm de la întrebarea mea. Numește-mi câteva alimente care ne ajută. Okay. Plante, legume, fructe. Câini. În general, legumele sunt cele mai bune. Au și mai multe fibre, mai puține zaharuri. Au și polifenol, fructele de pădure. De exemplu, la nicio dimineață nu luați fructe de pădure. Am fructe, un mix de fructe de pădure congelate și le amestec cu... Fructe de mare, în general fructe, adică... Me too, fructe hashtag. De pădure, nu mistreți, că prioară. Da. Așa, deja cu siguranță. De asemenea, alimente cu rol antiinflamator, cum e turmericul, de exemplu, din nou. Și asta te ajută să eviți și boli ca Alzheimer sau alte demențe sau alte boli de creier. Ce să zic, roșii coapte pentru licopen. Adică sunt câteva... Nu roșii verzi. Adică nu mă refer coapte, adică nu proaspete. Astea sunt bune și proaspete. Gătite, vitamine. Nu? Da, gătite cu un pic de ulei, de șarpe, așa, cu ulei de măsline, astfel încât să activeze licopenul. Deci, eu cred că... de exemplu, cuișoare. Mănânc fiecare zi 3-4 cuișoare, au cel mai puternic indicator. Se uită puțin așa la tine, e frică că mănânci cuie, cuie. Nu. Aveam o bunică, avea... Cuie, da. Pioneze, da. Avea un arbust ăsta care face cuișoare și avea chiar, chiar în fața cuiu mare, era un cui, adică cuișoarele sunt cuii, știi? Cui crezi? Și mai foloseam din alea că dădea un gust bun așa, era bun pentru dimineața, îmi dădea o stare bună pentru toată ziua. Habar n-aveam de ce, acum îmi dau seama de fapt că... E alimentul cu cel mai puternic efect antioxidant din lume. Uh-huh. Deci există o scară, orac. Știi ce aș vrea să te mai întreb? Care ar fi specificul, că de-aia spuneam de Blue Zone, specificul României? Ce produse natural românești avem noi aici și am putea să le speculăm mai mult? Uite, pe ora asta leu aș cu leuri, dar o găsești în pădure, a fost chiar în weekend, în pădurea Snagov. Era leuri de acolo, dar nu eram singur. Gratis, leuri, dar este extraordinar. Încearcă tot ce verde închis, e foarte bun și clorofila, apropo de energie, mă trebuie mai devreme. Da, deci atenție și la semafor. Mulțumim, după ce nu mai e verde, Andrei. Iacob, tu cui dai punctaj maxim la subiectul ăsta? Nu, glumeam cu cuiul nostru. Iacob, ne trebuie rețetă sau găsim alternative? Inteligența artificială ne poate ajuta? Sau e un fel de Brian Johnson și inteligența asta artificială? Să știi că în timp ce ați vorbit, chiar am vorbit căutat. Cu inteligența artificială. Așa. I-am dat informațiile legate de articolul despre care ați vorbit. Care credeți că a fost răspunsul? În ceea ce privește... opțiune alternativă în a accelera acest accelera, de fapt, în a ne menține cât mai tineri. Dormi, mănâncă sănătos, fă mișcare. Exact. Dar asta ne spune, de fapt, că pe cât de simple și la îndemână sunt toate sfaturile astea pe care le auzim zilnic și pe care le-am vorbit și acum, le-am vorbit și Andrei mai devreme și cu tine,
Băi, noi le evităm cu desăvârșire, adică nu spun Andrei în cazul de față sau cine se ocupă într-adevăr de viața asta, dar dacă este ce, dacă să zicem din 10 elemente câte ar fi de fapt de respectat, mulți respectă poate doar 8. Adică dacă e hidratarea, dacă este alimentația, dacă exercițiu fizic regulat și așa, și e somn, sau dintre astea lipsește după aia somnul, ceea ce nu e bine. Sau e asta, e somnul și după aceea, dar ducem o viață plină de stres. Încă un factor care după aia dă cu ciocanul și nu ne ajută. Sau că fumăm, exact. Sau faptul că fumăm și consumăm alcool în exces. Sau faptul că nu ducem, că nu avem și o viață socială, adică nu râdem suficient, nu ne simțim bine. Deci mereu putem să ne ocupăm de fiecare, dar e important să nu le uităm și pe celelalte, pentru că foarte ușor se poate înclina balanța, de fapt. Să nu ieșim la pensie, asta v-am să zic, Iacob.